Hei, salutare, eu sunt Nimi, iar astăzi facem un nou episod de Clash Royale, pentru că nu am mai postat de ceva vreme și mă aflu într-un nou clan, un clan nou, nou, nouț. Avem în sfârșit clan Battle Chest-ul făcut, deci chestia asta cu clan Battle-ul mi se pare cea mai șmecheră chestie posibilă de când joc eu Clash Royale. și din ce îmi zic, prietenii mei care joacă de mai mult timp și lor li se pare o chestie gen, tot așa cea mai șmecheră, deci nu e doar lipsa mea de experiență. Vom începe acest episod prin a deschide acest clan chest și pe urmă vom da câteva atacuri să facem și crown chest-ul și cine știe, poate ne va pica vreo legendară. Ok, bun, hai să vedem. Ce primim noi? Doamne, aș vrea niște Wiz, mulți Wiz, dar ar fi perfect. Ok, guardăm. Barbari, not bad, săgeți, ok, acum te rog, dă-mi o epică sau ceva. Nu, it's not good. Deci dacă... Nu, pe n-are să... Să ne și eu, de ce? Astea rare. Da, nu. Rar. Eu nu prea joc Ice Golem. Adică am văzut mulți oameni că joacă Ice Golem, dar nu... Ok, hai să vedem. Deci dacă pierd meciul ăsta, o să... Cobor în Arena 7 și nu vreau asta. Deci nu, chiar nu îmi doresc treaba asta. Avem clona în sfârșit, am avut-o la shop. Și... Mi-am cumpărat-o și eu, pentru că nu am permis în sfârșit. Dar eu... Nu, ok, adică a fost bine. Se pare că am pus test la Inferno Tower-ul foarte prost, deci nici... Hai să zicem că Valkyrie-ul apucase să se apropie de turn și că de-aia n-am mai dat target pe Inferno Tower. Bă, da, spate că totuși mi se pare că ar fi cam trebuit să... Scăpat Ice Wizard, nu pot să cred. Oh my god, nu e bine. Nu e bine. Nu, gata, bun, perfect. Avem asta. Poate nu știm să-l dăm împreună cu... Sigur, nu te duce mai bine de asta. Dați. Bun, hai că am dat ceva damage, uite că am mai dat, bun, perfect. Asta o să fie luată de către... Hai să punem asta așa. Ca să își dea... Inferno Dragon în target. Deși, nu știu, am salvat acolo 20 viață la Inferno, nu știu cât ar reacționa chestia aia. Dar ideea e că n-am făcut mare lucru. Hai să punem asta să dăm distract. Pregătim, sunt destul de sigur că se pună Valkyria, deci asta e următoarea de rost. Să treacă prin ala, e perfect. Hai să punem Inferno Tower-ul. Frumoase. Opa. Bine că a apucat să dea target pe Valkyrie. Ce bine a fost aici. Mamă, ce viteză au ofilitele astea. Hai să punem asta în față, te rog. Așa, dai freeze decât. Nu, perfect, nici n-am mai apucat să-i dea freeze. Ok, avem clona. Deci, gata, deci nu mai are nici era. Asta a fost. Foarte mult, în 10 secunde n-are ce să mai facă, zic eu. Am venit aici la ăștia. Foarte tare, în sfârșit am câștigat și un meci. Am văzut că episodul anterior în care m-am enervat destul de tare. Oamenii se amuzau de la un chest, o să mai primesc și un cufăr special, pentru că știți că la fiecare 3, maxim 4 silver chesturi primești un golden. Cel puțin în Golden, dacă nu chiar mai bine de atât. Și cum am, eu am 4 sloturi și oricum de dinainte mai aveam
Am dat și mai acolo până la 2000. Deci am dat 500 de meci pe turn. Nu, no, bine asta. Aoleu, cât de prost am pus. Acum vine uite și mi-s scoate pe toți. Spre ești de asta. Oh, hai că a fost bine, hai că a fost bine. Mi-a dat mult mai mult damage. Bine că, deci efectiv și-am mutat targetul de pe Witch pe un schelet de la mic. Doamne! Să notați în comentarii dacă vreți să fac o serie de Clash Royale, dar gen numai momente amuzante. Nu rage-uri, adică și rage-uri, dar de că momente amuzante. Să nu fie așa, pur și simplu orice episod, cu orice nier. Să... E bine. Am lăsat ăsta la jumătate. Baie, dăm noi suport de aici cu... Oh, oh, foarte trist. Foarte, foarte, foarte trist. Foarte, foarte, foarte trist. Leu, mai ești valetirea aia. Nu mai eu știu. Faze de pus acolo. Nu știu câte faze amuzante o să găsiți cu un Clash Royale, asta e partea a doua, dar ideea e că măcar să știu dacă vreți așa ceva. Și în cazul în care o să văd că vă doriți, atunci o să și fac, o să încerc să vă aduc această serie. Azi cum Inferno, deci nu prea îmi place să fim primul stăpân Inferno, pentru că nu pot să dau push cu el. Dar ne descurcăm cum putem. De target în pâine pe balon, frate. Să nu-i cum e pe aici, ok. Ok. Hai că scăpăm cu ultimul ăsta, nu e o mare de acolo, sper. Bun. Spam. Ia la așa, cu tapu. Bine, și pe Dragon-ul. Wow, deci a reușit să dea cumva contra la efectiv tot ce am pus. Mă rog, n-am pus mai rând cu un giant skeleton și un baby dragon, adică, da, am dat mult pe Inferno Tower, din nefericire. Și s-ar putea să schimbe, pentru că nu am făcut nici el. Cât de curând ar trebui să-mi apară legendary chest-ul la shop și nu te cred. Exact aceeași chestie era ziua. Da, bă, da. Ah, tot am apăsat. Bun, deci efectiv jucăm de aproape 2 minute sau 1 minut. Deci nu a dat nimeni nimeni. Foarte tare. Placă ce vreau să te-ai cumpărat așa. Mă rog, n-aș facă după aia dacă le pierd, mă enervez destul de tare, dar asta este partea a doua. Eu am avut noroc cu Inferno Tower. Dacă nu aveam Inferno Tower, cred că până acum m-a scos. Bine. Atât, tati. Tot mi l-a dat până la jumătate, dar măcar nu. Am intrat în ultimele 30 de secunde și încă nici nu ne-am atins. Deci nici măcar nu ne-am atins. Nici încă să ne luăm durete, aia e deja făcut. Dezmăți. O, simplu, overtime. Sunt foarte strâns. Aici o să moară baby dragon imediat. Oh my god. Hai să dăm mai come on.
asta. Bun. Ok, mai avem și încă un Inferno Tower pregătit. Când mi se duce asta, ia fisica. Yes, în sfârșit, hai că am dat primul damage în el, semn bun, semn divin. This is not looking good, my friend. Dă-i n-ala. Aoleu, acum dă-i n-ăștia. Aoleu, e băiatul pus pe treabă. Oh my god, hai că a fost aproape. Deci asta chiar a fost aproape. Băi, vă dați seama că interesant ar fi o porțiune care să pui cumva protect, să fie așa, gen unde o pui pe raza aia să se, pe raza aia să se formeze așa un fel de semi cerc, o jumătate de sferă, să fie acolo. Și de exemplu, uite, când îmi puneam acum goblinii, dădeam drumul la goblin, puneam puțiunea aia și el nu putea să îmi dea în ei cu trupe sau cu zap sau cu chestii de astea, dar să nu fie prea OP, să nu țină foarte mult puțiunea. Și ar fi o idee foarte, foarte, o puțiune foarte interesantă, zic eu. Poate ar fi cam OP. Combinate cu elite, cred că ar fi foarte toxic. Foarte toxic. Adică pui elitele pe aici și deja pe aici să pui tu sfera ca să ajungă să dea 2-3 hituri, n-ar fi cea mai fericită poveste. Dau clona, atâta vreau, clona. Apuc! Lo! Care asta, hai! Face bine cu felul. Am dat și noi ceva de mid și momentan sunt în avantaj așa cu vreo 300-200 de HP la felul. Să vedem, ni se face Giant Skeleton-ul. Bă, Giant Skeleton-ul e foarte bun și în atac, dar e foarte bun și în defense, deci chiar e foarte, foarte tare. Și ziceam mai devreme că urmează să împice... Zapu, deci e bine. Ce aș combinați? Acum o să punem mușchetarul, cred. Mușchetarul sau aia. Opa. Încă una, încă una. Puc, ăla a fost, stai că am dat un turn. E bine, avem Inferno Taurul. Avem și Wizard, nu știu dacă l-am pus vreodată în ăsta. Am bătat, l-am pus. Ia, dă-i în el, dă-i în el, una, deci dacă mai prind... Pum, nu, mâncate! Mamă, 20 de secunde, hai! Avem Inferno Tower-ul pregătit, deci nu... Îl pun direct în față dacă e... Dacă nu se poate. Alio! Alio! Nu, nu! Mamă, nebunez! Nu se poate, oh! Ce comeback a dat nebunul! Nu e bun, a dat cu zap, a dat cu... Ăsta sicnia să facă rotația de bază, mă, să aducă la trupele. Păi, ești nebun, mi-e nenorocită de trupele. Torna de aia. Oh, are două de asta. Bine, bine, bine. Puc, că le-am prins pe unul. E prea bine. Deci n-avem cum să luăm peste timp, dar măcar îl luăm un turn. Deci dacă nu-mi pune contra. Este zap. O,
ok, GG-ul ăsta a fost, n-are cum să ne bată în 2 secunde. Au, frumos meci, frumos meci. Sincer, mi-a plăcut aproape la fel de mult ca primul. Dacă mai avem 5, ar mai trebui 2 cel puțin. Mamă, ce mi-mi place mie să fac episode și alungi. Nu-mi place deloc. Dar mă rog, ăsta o să fie ultimul episod, mai pentru ultimul atac, ca să nu mă lungesc. Și da, nu știu, din cazul în care ai sărit peste minutul din acest videoclip, vreau să te rog să nu uiți să lași comentarii, să mă anunți dacă vrei sau nu serie cu funny moments, momente amuzante. Bă, ești infect. Că ești, că văd, dar totuși. Da, așa. Cea largă, un minerul, așa, cu capul așa sub pălărie. Nu vă văd. Can't see the haters. Oh-oh. Ok. Nu! Mamă! Uleu, cât de aproape a fost asta! Uleu! Ia uite, nu e deja cu prințes. Las, dai tu cu prințesul, că eu mai fac un prințes. Ok, ok, ok. Uite, ești după ce m-au colit James pe lucrul ăsta. Wow! Zap și pe ăla din spate, e pe Wizu din spate, nu e normal. Acum dă miner, o să se dea și cu mine. Bun, atât am vrut. Atât am vrut. Ce să cer mai mult, prieten? Ce să cer mai mult de atât? Deci mai am... Deci îi prind și cu ăsta 2-3 hituri. S-a grăbit nebunul, a încercat să-mi dea clona, mă, e mai nou clona, nu-ți mai dă reset la trupe. Nu, 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 pe aici nu se trece, pe aici nu se trece, pe aici nu se trece. Oh, alea 10 secunde, doamne, cele mai try hard secunde. Alea, mamă. Mama mai. Gata, asta a fost. Bun, s-a terminat și asta. Foarte bine, oameni buni. O să închei episodul din două motive. Unu, să nu se lungească foarte mult. Golden chest. Ia uite, trei motive. Perfect, jujuc. Deci, să nu uitați să lăsați în comentarii dacă vreți să fac serie de momente amuzante din Clash Royale. Nu știu cât o să găsesc, dar ideea e că o să fac video cu ele. Da, cât de curând o să am legendary chest-ul la shop și abia aștept să mi-l cumpăr. Ne rugăm, deci sperăm, rugați-vă pentru mine să împice Ice Wizard-ul. E legendarea mea preferată, mi-o doresc cel mai mult dintre toate legendarele din joc și poate cu puțin noroc și cu speranța tuturor o să iasă. Și da, eu am fost Tipi, sper că v-a plăcut acest episod. Ne vedem data aviatoare. Ciao, adesea.